Începutul de primăvară vine cu o noutate din partea conducerii LocTrans. Persoanele care aleg să se deplaseze cu mijloacele de transport puse la dispoziție de municipalitate nu își vor mai putea procura tichetul de călătorie de la șoferii autobuzelor. De luna aceasta, ei nu mai au dreptul de a elibera bilete și de a încasa bani de la călători. Începând data de 1 martie 2021, toți călătorii care vor să călătorească cu autobuzele transportatorului public de preaza municipiului Slatina, trebuie să-și achiziționeze biletele de la casierile acestui operator, respectiv sediu din Sada Crișan, sau de la caseria în municipiul Slatina, în zona Floralilor, pe bulevardul Aicuza. Totodată, dacă nu pot ajunge la aceste caserii pentru a-și procura titlul de călătorie valabile, călătorii sunt rugați să-și achiziționeze bilete de autobuz în autobuze de la controlori aflați pe liniile respective. Această decizie are ca scop principal prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19. Au fost în primul rând un motiv de protecție igienico-sanitară, întrucât se interacționa foarte mult cu conducătorii auto. Conducătorii auto intrau la rândul lor, interacționau cu călătorii, atingeau banii acestora, exista riscul transmiterii virusului COVID. Sau o altă problemă a fost și o chestie de disciplină financiar-contabilă, în sensul că nu întotdeauna erau respectate toate condițiile pentru intrarea în tură și încasarea de valori și gestiunea pe fiecare conducător auto. În continuare, prețul unui bilet de călătorie este de 2 lei, iar elevii, pensionarii, veteranii, beneficiarii de ajutor financiar și persoanele cu handicap pot circula gratuit cu autobuzul LocTrans.